încă o zi, încă o poveste, din nou la TNT. Ne-am înscris la un curs, mamă, bate vântul, la un curs de belly se cheamă, adică lucru în formație. E destul de tare, uite cum stă mâneca de vânt, deja s-a pus limită de 50 de salturi. Băgăm acum un salt cu instructorul, doar eu cu instructorul, să învățăm să frânăm un pic, ca să nu mai cădem atât de tare. Că e animalul mare, să cade tare cu 250 de ore. Ceilalți fiind mai ușori, cad mai ușor decât mine. Așa că eu de fiecare dată mă duc mai jos decât restul frumoase. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Hai că tocmai am venit de la 4.000. Am exersat un pic frânarea, pare că iese. Mergem acum să facem un salt cu două persoane. Eu o să ies legat de instructor și a treia persoană trebuie să vină lângă noi să ne prindă. Să vedem dacă reușim să stăm pe poziție și să rămânem grupați. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Saltul ăsta a fost destul de bun. Am reușit să stăm prinși, măcar eu cu instructorul. A treia persoană n-a mai reușit să vină la prindere, dar a fost ok. Ieri am avut niște salturi total fail. M-am dus rachetă față de grup. N-am reușit să rămân în formație. Sunt foarte greu față de ceilalți. Eu am 110 kg, ceilalți au 70, 80, 90. Mai am și parașuta aia mare care e grea. Adică m-am dus rachetă. Vă las aici să vedeți ce fail a fost ieri. Oricum nu se vede mare lucru că m-am dus goneta. Ce mai trebuie să știți că nu toate parașutele sunt la fel. Sunt 100 de variante, dar principala diferență o face dimensiunea voalurii. Cu cât ești mai mare, cu atât trebuie să ai voalură mai mare și pe măsură ce avansezi și înveți să vii mai bine la aterizare, scazi dimensiunea. Eu am tot sărit cu 290, am sărit ulterior cu 279, după care cu 259. Dar la cât e animalul de mare, 259 e rezonabil. O să încercăm un downsize undeva la 239.
parașutele mici pe care le vedeți că vin tare sunt cam de 100-110 pe acolo, ca să vă dați seama de diferență. Uite diferența între o parașută de tandem și o parașută de 69, are asta valora. A? E diferență? E diferență. Ia uite câte parașute avem aici și mai sunt și acolo depozitate. Cât ai zice că e costul unei parașute? Ai crede că e destul de ieftin, dar surprinzător. O parașută completă poate ajunge undeva și până la 10.000 de euro. A? Destul de mult, nu te așteptai să fie atât de scumpă. Dar ca să închirie, este costă doar 70 de lei pe sală și 30 de lei viajul. Și când bate vântul, se poate ateriza și în afara zonei de aterizare, adică zona de aterizare e acolo și s-a aterizat acolo. În funcție de condițiile meteo, se pot pune limite de salt, respectiv cum e acum limită de 50, dacă nu ai minim 50 de salturi, adică experiența a minim 50 de salturi, nu ai voie să sari. Avem un avion de școală care vine la aterizare. Ia să vedem dacă și-a făcut temele. A aterizat foarte frumos și în continuare aici mai avem încă un avion care așteaptă să decoleze, tot de școală, și în spatele lui un extra 300, cred că e, de acrobație. Iar avionul nostru s-a dus acolo la alimentare. Echipajul se pregătește de urcare în avion. Ia uite ce aglomerație avem aici, acolo pleacă avion de școală, aici avion cu parașutiști, acolo tocmai a aterizat un planor. Hai să vedem decolarea. Ia uite, în 200 de metri s-a și ridicat. Eu să fac prinderea. Astăzi am luat un combinezon de student de școală care e ceva mai larg decât cel pe care l-am eu. Are și niște mânere care te mai frânează. Am mai învățat să și frânăm un pic. Cert e că am reușit să ne prindem. Chiar dacă n-a fost formație completă, am reușit să ajung la bază. Ceea ce e un super progres. Avionul ajunge cam în același timp cu parașutiștii. Ba de multe ori ajunge chiar înaintea lor. Aterizare perfectă, ia, bam, frumos. Iar ultima parașută, de obicei, este tandemul. Băieții aleargă să tragă de comenzi ca să nu se umfle parașuta. Băieții l-a pliat. Domnul Dragoș, vrei să te fac vedetă? Și Sergiu? Aici se face simularea saltului. Practic, ușca asta e fix cât ieșirea de la avion din ușa. Și îi simulezi cum iese fiecare. Cine de cine se prinde, cine e primul, cine pleacă, cine e tăcă. Lane fast, call it high speed. I've been
been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, Am mai băgat un umor de cald, dar sus e destul de rece. La fiecare 100 de metri pe care îi urci, se pierde 0,5 grade. Deci faceți și voi calcul până la 4000. Se analizează saltul, se trag învățămintele, se știe ce e greșit. E foarte cald, ne-am uitat pe ultimul salt. Eu am părăsit destul de instabil, am pierdut formația, n-am reușit să ajung lângă ei, dar asta e. E calm, mai băgăm încă unul acum și vedem, cred că se cam închide ziua cu 6 salturi, oricum e mega suficient. Aici se face training, se simulează poziția de free fall. Fix ce faci aici, trebuie să faci în aer, în cădere liberă, la 200 de km plus pe oră. Hai că mai urcăm încă o dată, urcăm 3 sau 4 persoane, să vedem ce iese, dacă reușim să ne grupăm, să stăm în formație. Am pus echipamentul pe noi, echipamentul se verifică de 3 ori. Odată când îl pui pe tine, verifici mânerele, dacă sunt chingile picioare spate, în chingile picioare se ține toată greutatea, nu numeri, numeri nu e deloc tensiune. Deci chingile picioare trebuie să fie perfect strânse, chinga piept și parașuta extractoare care îți deschide parașuta principală. Să verific odată aici, odată la avion și odată înainte de salt. In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. Bun. Plecăm la saltul numărul 6 pe ziua de azi. O să fie un freeway, adică instructorul și încă cineva, Dragoș. Hai să vedem cum o să fie. Sper să ne grupăm, pentru că mai e încă cineva care o să ne filmeze de jur împrejur. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get... Cam asta a fost ziua de zbor, am băgat 6 salturi excepționale, una dintre cele mai tari zile din viața mea. Am învățat super multe, progresul
e incredibil cât am putut să învăț. A fost super, super blană. Vedem mâine ce reușim să mai facem, dar nu știu cum să explic în cuvinte. Dacă îți place adrenalina, n-ai cum să nu încerci asta. Adică sentimentele sunt unice și am făcut multe căcaturi în viața asta, dar bă, chiar e super tare ce se întâmplă. E super obositor, am reușit să bag 6 salturi, cred că e recordul meu, sau parcă am mai reușit într-o zi 7 mai de mult, anul trecut, tot într-un camp, dar e super, super blană, mi-a plăcut extrem de mult. Hai, veniți măcar să săriți în tandem, să vedeți cum e. Ne vedem la aerodrom. Pa!